Les meilleures déclarations de Pelé. Cele mai bune declarații ale lui Pelé. Chaque enfant, fiecare copil, qui joue au football, care joacă fotbal, dans le monde, în lume, veut être Pelé, vrea să fie Pelé. J'ai la grande responsabilité, am marea responsabilitate, non pas de leur montrer, nu ca să le arăt, comment être un footballeur, cum să fie fotbaliști, mais de leur montrer, ci să le arăt, comment être un homme, cum să fie oameni. Beaucoup de gens pensent que, mulți oameni cred că, quand un joueur marque, când un jucător marchează beaucoup de buts, multe goluri, c'est un très grand joueur. Este un jucător foarte mare. Parce qu'un but, pentru că un gol, est très important, este foarte important. Mais, dar, un très grand joueur, un jucător foarte mare, est un joueur, este un jucător, qui peut tout faire, care poate să facă totul, sur le terrain, pe teren. Il est capable, este capabil, de faire des passes décisives, să dea pase decisive, d'encourager ses coéquipiers, să își încurajeze coéquipierii, de leur donner de la confiance, să le dea încredere, pour continuer, ca să continue. C'est quelqu'un qui, este cineva care, quand l'équipe ne va pas bien, când echipa nu este bine, devient l'un des leaders, devine unul dintre lideri. Pour moi, pentru mine, le football est comme une religion. Fotbalul este ca o religie. Je vénère le ballon, vénérez mingea, et je le traite și o tratez, în sensul de mă comport cu ea, comme un dieu, admirabil. Trop de joueurs le pense comme une chose, prea mulți jucători o consideră ca pe un lucru just bon a frappé. Bun numai de bătut. Il devrait apprendre, ar trebui să învețe, a le caresser, s-o mângâie, et a le traiter și s-o trateze, în sensul de să se poarte cu ea, comme une pierre précieuse, ca și cu o piatră prețioasă. Le succès ne vient pas par accident. Succesul nu este o întâmplare, nu este un accident. C'est du travail intense, este muncă intensă, de la perseverance, perseverență, de l'apprentissage, învățare, de l'étude, studiu, du sacrifice, sacrificiu, et plus que tout și mai mult decât orice, c'est de la passion, este pasiune, pour ce que vous faites, pentru ceea ce faceți, ou ce que vous êtes en train d'apprendre, sau învățați. Un penalty est une façon lâche. Un penalty este un mod laș de marquer, de a marca. Le succès ne se détermine pas,
succesul nu este determinat par combien de fois vous gagnez, de numărul de dăți când câștigați, mais par comment vous jouez, ci de cum jucați la semaine après avoir perdu, săptămâna următoare, după ce ați pierdut. J'ai toujours pensé că am crezut întotdeauna că je serais devenu un acteur, aș fi devenit actor, si je n'étais pas devenu un footballeur, dacă n-aș fi devenit fotbalist. Vous devez respecter les gens, trebuie să respectați oamenii, et travailler dur și să munciți din greu, pour être en forme, ca să fiți în formă. Et je m'entraînais vraiment dur și mă antrenam într-adevăr din răsputeri. Quand les autres joueurs allaient à la plage, când ceilalți jucători mergeau la plajă, après l'entraînement, după antrenament, j'étais encore en train de frapper la balle. Eu încă loveam, băteam mingea. Une équipe n'est pas faite d'individualité isolée. O echipă nu este făcută din individualități izolate. Il faut toujours rester dans le jeu, trebuie să rămâi mereu în joc, ne pas être passif, să nu fii pasiv. Le football est un jeu d'équipe. Fotbalul este un joc de echipă. Personne ne joue tout seul. Nimeni nu joacă de unul singur. Le succès dépend, succesul depinde, de toute votre équipe, de toată echipa voastră, comme seule unité, ca un întreg, ca o singură unitate, ca un singur tot. Tout est entraînement. Totul este antrenament. Sau totul ține de antrenament. La Coupe du Monde, Cupa Mondială, est un très bon manier, este un mod foarte bun d'apprécier le niveau de bons joueurs, de a aprecia nivelul jucătorilor buni, et notamment și mai ales les très grands, celor foarte mari. C'est un test, este un test pour un grand joueur, pentru un jucător mare. Si vous êtes premier, dacă ești primul, vous êtes premier, ești primul. Si vous êtes deuxième, dacă ești al doilea, vous n'êtes rien, nu ești nimic. Si vous ne donnez pas d'éducation aux gens, dacă nu dați, în sensul de dacă nu oferiți educație oamenilor, c'est facile de les manipuler, este ușor să-i manipulați. Durant toutes ces années, în toți
acești ani, j'ai appris à vivre, am învățat să trăiesc, avec deux personnes en moi, cu două persoane în mine. L'une est Edson, una este Edson, qui s'amuse avec ses amis et sa famille, care se distrează cu prietenii și familia. L'autre est le footballeur Pelé. Cealaltă este fotbalistul Pelé. Je n'ai pas voulu ce nom. N-am vrut numele acesta. Pelé sonne comme un mot de bébé en portugais. Pelé sună ca un cuvânt de bebeluș în portugheză. Les records sont faits pour être battus. Recordurile sunt făcute ca să fie doborâte. Mais il sera difficile, dar va fi dificil, de battre le mien, să-l doborâți pe al meu. Les gens me demandent, oamenii mă întreabă, tout le temps, tout timpul, quand naîtra le nouveau Pelé, când se va naște noul Pelé. Jamais, niciodată. Mon père et ma mère ont fermé l'usine. Taică-meu și maică-mea au închis uzina. Il y a beaucoup de musiciens. Există mulți muzicieni. Mais un seul Beethoven. Dar un singur Beethoven. Partout vous allez, peste tot, pe unde mergeți, il y a trois icônes connues. Există trei icoane cunoscute. Partout le monde, de toată lumea. Jésus-Christ, Iisus Hristos, Pelé, Pelé e Coca-Cola și Coca-Cola. J'aimerais que les gens se rappellent, mi-ar plăcea ca oamenii să-și amintească că j'ai été une bonne personne, că am fost o persoană bună, qui a toujours voulu unir les gens, care a vrut întotdeauna să unească pe oameni et rassembler les peuples și să adune popoarele. Et qu'il se souvienne aussi și să își amintească de asemenea că j'ai été un bon joueur, că am fost un jucător bun. Pelé ne meurt pas. Pelé nu moare. Pelé ne mourra jamais. Pelé nu va muri niciodată. Pelé vivra éternellement. Pelé va trăi etern. Merci d'avoir regardé la vidéo. Mulțumesc pentru că v-ați uitat la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Nu uitați să vă abonați à la chaîne, la canalul Le Français avec Gabriel. Franceza cu Gabriela. À bientôt! Pe curând!